gândit vreodată să ții un animal de companie care iese puțin din tiparele obișnuite? Ceva unic, silențios și fascinant. Astăzi vom pătrunde în lumea captivantă a creșterii și îngrijirii unui melc de companie. Cum să îngrijești un melc de companie? Tot ce trebuie să știi. Bună tuturor și bine ați revenit pe canalul nostru! Astăzi explorăm detaliile fascinante despre îngrijirea melcilor. Fie că sunteți un pasionat experimentat al animalelor de companie, fie că sunteți pur și simplu curioși de aceste creaturi fermecătoare, astăzi vă așteaptă un adevărat spectacol. Să începem cu elementele de bază. Faceți cunoștință cu melcul de grădină, cunoscut și sub numele de Helix lucorum. Aceste mici creaturi au dimensiunea perfectă pentru un mic coleg de apartament, având lățimea cochiliei de aproximativ 35-60 de mm, înălțimea cochiliei fiind de 25-45 de mm și o greutate cuprinsă între 20 și 25 de grame. Spre deosebire de verișorii lor mai mari, cum ar fi melcul uriaș african, care, din păcate, nu pot fi găsiți la mulți crescători din România ca animal de companie, în plus au o natură invazivă, dar melcii de grădină sunt ușor de manevrat și reprezintă deliciul pentru orice crescător. Acum să vorbim despre comportament. Melcii sunt ființe liniștite și blânde. Se mișcă grațios pe un singur picior, alunecând curioși. În plus, sunt practic silențioși și nu ronțăie și nici nu mușcă. Ceea ce îi face să fie animale de companie ideale, care necesită puțină întreținere. Când vine vorba de manevrarea melcului, nu trebuie să uiți că blândețea este cheia. Evitați să îi ridicați de cochilie, deoarece acest lucru le-ar putea afecta corpul delicat. În schimb, permiteți-le să se târască pe mâna voastră în mod natural sau folosind o unealtă moale pentru a le ghida direcția. Tratând melcul cu grijă, vă asigurați un partener de joacă fericit și sănătos. Acum, haideți să creăm un habitat confortabil pentru prietenul nostru melc. Un acvariu de sticlă sau de plastic cu un capac securizat este perfect. Acestea nu numai că oferă un spațiu adecvat, dar menține și umiditatea necesară pentru molusca noastră iubitoare de umiditate. Nu uitați să adăugați un vas cu apă puțin adânc pentru ca prietenul tău să se scalde și un adăpost confortabil pentru momentele de odihnă. Dar ce mănâncă un melc? Melcii sunt erbivori, se hrănesc cu frunze verzi și legume, să le oferiți o varietate de alimente precum salată, castraveți și căpșuni, asigurându-le în același timp o sursă de calciu, cum ar fi osul de sepie, pentru sănătatea cochiliei. Și pentru locuințele lor confortabile, folosiți substraturi naturale, cum ar fi compostul sau fibra de nucă de cocos, pentru a imita mediul lor sălbatic. Deși melcii sunt rezistenți, nu sunt imuni la probleme de sănătate. Fiți atenți la semnele unei deficiențe de calciu sau la problemele legate de cochilie și manevrați-i cu grijă pentru a preveni accidentele. Nu uitați, un melc fericit este un melc sănătos. Dar partea cea mai bună este legată de costuri. Îngrijirea melcilor nu va costa prea mult, în afară de schimbările ocazionale ale substratului și de alimentele proaspete. Acești mici prieteni sunt tovarăși care nu necesită un buget prea mare. Așadar, care este verdictul în privința deținerii unui melc? Sunt animale liniștite, nu necesită multă întreținere și sunt perfecți pentru iubitorii de animale de companie care caută un companion mic. Cu toate acestea, cei care caută să îi mângâie ar trebui să ia în considerare alte opțiuni. Până la urmă, totul se reduce la ceea ce cauți de la un animal de companie. Ia spune-mi, ești gata să primești un melc în viața ta? Chiar dacă unii preferă să îi ia din natură, crescătorii de melci de pe internet oferă o varietate mare de specii de melci din care puteți alege, așa cum este melcul african, de exemplu. Amintiți-vă, fiecare melc este o mică bijuterie care așteaptă să fie descoperită. Și acum, haideți să răspundem la câteva întrebări despre tovarășii
tovarășii noștri cu cochilie. Este melcul un animal de companie bun pentru copii? Da, melcii sunt grozavi pentru copii, dar nu ca tovarăși de joacă drăgălași, sunt spirite independente cu propriul lor farmec. Prin urmare, dacă copilul tău se mulțumește ca 80% din timp să-l privească în terariu, atunci este perfect. Le place melcilor să fie ținuți în mână? Pe melci nu-i deranjează să alunece pe mâna ta, dar este puțin probabil ca aceștia să se târască spre mâna ta pentru a fi ținuți în palmă. Melcii sunt creaturi simple și se ocupă mai degrabă de găsirea hranei decât de căutarea atenției din partea unei persoane. Își recunoaște melcul proprietarul? Este puțin probabil ca un melc să-și recunoască stăpânul așa cum ar face alte animale de companie. Acest lucru nu înseamnă că este imposibil, dar melcii au o vedere cam slabă. Și cu asta am încheiat ghidul nostru de îngrijire a melcilor. Nu trebuie să uiți că îngrijirea melcilor este foarte puțin costisitoare, schimbările ocazionale ale substratului și hrana proaspătă sunt singurele costuri curente pe care le implică deținerea unui melc. După ce îi aranjezi acvariul, tot ce trebuie să faci este să ții melcul curat și să-l hrănești. Am uitat să vă zic, dar vă spun acum că unii proprietari apelează la ajutorul unor insecte mici, cum ar fi colembolele sau crustacei numiți izopode, pentru a ajuta la menținerea curățeniei mediului de viață al melcului. Aceștia, consumând resturile produse de animalul tău de companie și de dieta sa. Sper că v-ați bucurat de această incursiune în lumea melcilor de companie. Vă mulțumesc că ați fost alături de mine și astăzi nu uitați să dați un like, să distribuiți și să vă abonați la canal pentru mai multe aventuri legate de animale și animale de companie. Până data viitoare, rămâi curios, observă, ascultă și învață de la natură!